Produsul românesc ar trebui să fie apreciat prin cost, prin... prin efortul și pe locuri de muncă. Noi creăm locuri de muncă. Mai câștigă câteva familii niște venituri ca să-și întrețină familia, da? Trebuie să vedem un statut de cooperativă, să funcționeze cooperativa pe principii corecte. Dom'le, uite, ăștia sunt banii care i-am strâns în capitalul de lucru. Mergem la o bancă să asigurăm o linie de finanțare pe ce ne trebuie pe ambalaje. Nu sunt lucruri grozave, neștiute de mine, dar cred că de aici putem să plecăm. Pentru că și dacă ne vom uita la anul, vom fi în aceeași situație. Pentru că noi trebuie, mai ales că sunteți localnici și vă cunoașteți ca în orice sat, da? Haideți să încercăm și pe principii corecte să construim o astfel de formă asociativă. Ea poate vrea să cultive gojii. Citește, e scump fructul, se caută, se nu știu, dacă nu are unde să-l ducă, eu poate vreau să fac Trebuie să plecăm și de la piață. Ce ne cere piața? Păi da? Ce ne cere piața? Deci ne cere samsarul. Deci acolo e mare problemă, aici eu ajung cu, în piață... Aici cu samsarii și domnii primari, domn prefect, să faceți și dumneavoastră pe controlul de legalitate, când faceți controle la primării, să vedeți și dumneavoastră câte din certificatele, măcar prin eșantionare, 5-10%, că știți cum, care este modul cel mai corect de a testa pe oameni dacă se văd, dacă sunt samsari sau sunt producători. Uitați de aici, da? Deci, asta e foarte simplă ideea. Deci e simplă, nu le trebuie colegilor de la controlul de legalitate de la prefectură prea multe cunoștințe, da? Și are combatere integrată, domnul ministru, de la planșe cu feromon, cum a spus băiatul, capcane, tot asta a instalat combatere, bine, pentru că eu am suplimentat cu căldură și ei îi place căldura.